Absolutely dope. Dai. Ma sono un crop, yeah. Aproximativ o jumătate de oră, inspectoratul pentru situații de urgență a fost sesizat de izbucnirea unui incendiu la fosta fabrică de mobilă din municipiul Bistrița, care la ora actuală se află în proces de dezmembrare. Ajuns la fața locului, am constatat că este cuprins de flăcări o hală, de fosta hală de lăcuire. Forțele de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Bistrița acționează cu două autospeciale de lucru și apă, cu apă și spumă, cu patru țevi de refulare pentru lichidarea incendiului. Incendiul la ora actuală este localizat, este cunoscut, este intrat în depozit în care este impregnat lac pe pereți, pe vechile conducte și se, în scurt timp incendiul va fi lichidat. În depozit se mai aflau și alte lucruri? Hala respectivă este în proces de dezmembrare, se colectează fier vechi. Nu, alte lucruri de valoare, nu există pagube materiale. Victime? Victime? Sunt victime? Nu sunt victime. Erau câțiva muncitori care lucrau în exteriorul halei, iar pe conductele de aerisire, de la folosirea focului deschis în, fără respectarea măsurilor de protecție, s-ar părea că a izbucnit incendiu care s-a propagat în hală.